În momentul ăsta aș vrea să citesc. Adventiștii de ziua șaptea au fost aleși de Dumnezeu ca un popor deosebit, separat de lume. Domnul i-a despărțit de alergarea lumii și i-a dus în legătură cu el. I-a făcut reprezentanții săi, i-a chemat să fie ambasadorii lui în ultima lucrare de salvare. Cea mai bogată, cea mai mare bogăție de adevăr, încredințată vreodată muritorilor, cele mai solemne și înfricoșătoare avertizări trimise vreodată omului de Dumnezeu, le-au fost încredințate lor pentru a le vesti lumii. Nu lăsa ca hainele tale să nu-ți mai aducă aminte că ești creștin. Fă ceva să-ți aducă aminte că ești credincios al lui Dumnezeu, nu credincios în lumea aceasta. Zi după zi, întregul sistem de aici este pus în funcțiune ca să-i schimbe. Reușește? Au fost 300 de tineri la început. Au rămas 4. Este important ca în câmpia Dura să nu rămână niciun evreu în picioare. Pentru că problema Babilonului este Iehova. Vreau să știți ce înseamnă să rămână 3 evrei în picioare? Înseamnă, cum să vă zic, dacă ar fi fost un popor care să rămână în picioare, îi înțelegeai, erau împreună, era o filozofie de o filozofie națională, îi ținea pe toți, aveau un conducător. Dar când toți evreii se pleacă și rămân 3, încep să nu mai înțelegi. Câte feluri de evrei există? Există un tip de evrei care se pleacă și sunt una cu ceilalți și există câțiva care nu se pleacă și nu sunt la fel cu ceilalți. Și te întreb, dar de ce nu sunt la fel cu ceilalți? De ce? Sau de ce ceilalți au acceptat și aceștia nu? Deja încep să te întreb ce se întâmplă. Nu lăsa ca hainele tale să nu-ți mai aducă aminte că ești creștin. Fă ceva să-ți aducă aminte că ești credincios al lui Dumnezeu, nu credincios în lumea aceasta.